Sper că v-a plăcut intro-ul de la micuțul ăsta numit Pogany de la CB Mods. L-am primit de la Citizen Vape, băieții din Cluj. Link în descriere, bineînțeles, către pagina lor de Facebook, site-ul în curând sau în Cluj, Napoca 6. Știți voi adresa. Am primit micuțul ăsta, care e făcut în România, made in România, în sfârșit un modernul român care a adus ceva pe piață și a adus un device care mie îmi place mult. Îmi place mult pentru că e foarte micuț, e finuț și e drăgălaș. L-am aici cu Pioneer-ul la un om și ceva rezistență. Hai să vedem cum merge. Superb merge. Baterie fresh e proaspăt încărcată. Merge foarte ok. Modul ăsta, nu știu povestea din spate sau ceva de genul, adică nu vă aștepta să vă explic acum cum a fost realizat, nebunii de genul, nu. Modul ăsta l-am primit. E similar, să zicem, cu modurile scumpe pe care le-am cumpărat eu, pentru că nu știu ce se întâmplă în spate. Eu vă zic cum a fost experiența mea cu el, ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la el. Dacă cumva merită sau nu cumpărat. Prima dată când l-am primit și l-am luat în mână, sincer, l-am văzut că e așa mititel, am zis, bă, what the fuck, ce mic e, impresionant, se simte foarte bine în mână, e micuț, îmi place mult, mult de tot, cum e construit și ergonomia, efectiv. Hai să ți-l arăt acum pe close-up, să-l vezi și tu mai de aproape și apoi ne întoarcem cu plusuri și minusuri. Aici pe cutie avem gravat CB Mods, bineînțeles modderul, cel care a realizat Pogany-ul, și e o cutie simplă din lemn, dar foarte mișto, care se deschide așa, în partea de sus burete, aici burete și imediat cum deschizi certificatul de autenticitate. Cam așa arată. Pogany numărul 6, aici data când a fost realizat și semnătura modelului. În continuare o să avem modul și un muștuc și cam asta e tot ce primești în pachet. O să-ți arăt muștucul inițial, cam așa arată. El e făcut din același lemn din care e făcut și modul, poate un pic mai deschis, teoretic ar trebui să fie același lemn, dar oricum e matchy cu modul și cam așa arată. Practic e din metal, dar are manșonul ăsta din lemn. Iar aici avem modulețul, care e foarte mititel. E unul dintre cele mai mici moduri cu 18650 pe care le am eu și prima dată când l-am primit, sincer, când l-am desfăcut, nu venea să cred că e atât de micuț. Ca specificații are 25 grosime, 30 lățime și o înălțime de 80 de milimetri și greutate 120 de grame, având în vedere că lemnul ăsta de aici e destul de ușor, țeava e mai grea și partea asta de sus de aici metalică. Hai să luăm de sus în jos. Ce avem în partea de sus? Păi, mufa, să zicem, 510, care cumva e înconjurată de lemnul ăsta care e ridicat aici la atomizor și o să arate foarte bine atomizorul pe el. Chestia e că pinul pozitiv de acolo e făcută custom mufa și pinul pozitiv de acolo e reglabil, nu e par. Deci va trebui să reglezi în funcție de ce atomizor vrei să folosești pe el. Iar acolo e un șurub care ține plăcuța asta, la fel ca astea două de aici. Bun, dacă te uiți în interior să vedeți și acolo cum e lipit, că e mufa custom. Pe partea din spate nu avem nimic decât țeava de la baterie, care arată foarte bine și modul se vede că e foarte bine lucrat, lemnul ăsta e superb, seamănă lemn, se simte în lemn, textura la fel, e construit super ok. Aici în față avem un buton, ăsta e de aici, buton de fire, și pe lângă e un material transparent și pe aici o să vezi LED-ul de la MOSFET, pentru că ăsta e un mod cu MOSFET, asta înseamnă că nu e un mod mecanic, e regulat printr-un MOSFET. LED-ul e albastru de aici, dar o să-i punem o baterie și vedem. Câteva specificații pentru MOSFET, în caz că vă cumpărați modul ăsta, să știți că scade până la 3.1V de la 4.2, bineînțeles. Are o limită de 46A, cam așa vine, adică un 4.2V la 0.09 ohmi. E destul de decent, mai ales pentru că eu văd modul ăsta fiind folosit pentru metele, în opinia mea. Eu acolo l-aș folosi. Dar acum hai să-ți arăt tubul ăsta de aici, practic pe unde se introduce bateria. Bineînțeles că are un filet, dar merge foarte ok. Se desfiletează, bun. Mi-ar fi plăcut să fie filetul un pic mai mic, sincer, pentru că de ce nu? Plus un jos, aici pe capacul ăsta scrie Made in Romania și aici Pogany și minusul, bineînțeles, ca să știi că aici e minusul. Asta îl înfiletezi și după ce l-ai înfiletat, dacă apeși pe butonul de fire, o să vezi că e lumina albastră aici. La 5 clicuri îl închizi, 5 îl deschizi. Am aici mai multe atomizoare, dar o să încerc să-i pun Expromizer-ul pentru că e de 23 și sunt foarte curios dacă intră. 23 nu intră pe el, eu știam chestia asta, știam că intră doar 22. E un mod care ține doar atomizoare de 22. Din câte vezi, eu am pus drama acum pe el, care are 22. Cam așa arată drama pus pe Pogany. Muștiuc ăsta e destul de ok, dar e cam micuț pentru preferințele mele. Mi-ar fi plăcut un muștiuc ceva mai lung sau să ai opțiunea să iei un muștiuc mai lung. Și aici o să poți pune doar atomizoare de 22 pentru că, bineînțeles, are marginea asta în lateral aici. Bine, și arată mai bine cu marginea asta, cel puțin așa mi se pare mie, că nu se mai vede exact unde e îmbinat. Mie îmi place cum e construit modul și îmi place că e foarte micuț, se ține foarte fain în mână. Adică chiar merge bine, arată bine, e cam tot ce trebuie. Hai sus acum să vedem câteva plusuri și minusuri pentru el. Am revenit cu Pogany,
L-am tot cu precizie, tot la rezistență de 1 și un pic. Bun, experiență de utilizare cu el. Cum a fost? În jur de o lună, cred că, sau 3 săptămâni, pe acolo. Bă, l-am folosit mult, mult de tot cu modul ăsta, cu atomizorul ăsta și cu drum 3. A funcționat foarte bine cu ambele. Rezistența, cum o fac eu de obicei, 8 spire, 0.35 sau 0.4 80, 2.5 mm. Pentru mine a funcționat perfect, până în punctul în care bateria mai avea 3, nu mai știu câți volți. Dar ideea era că era, am pus-o pe DNA și avea 2% baterie sau ceva gen foarte puțină baterie. Adică, overall, ca experiență de utilizare, pentru că eu de obicei nu folosesc MOSFET-uri, pentru că nu-mi place. Mie îmi place să-mi regulez device-ul, să-l dau la 12W, să funcționeze mereu la 12W sau ce de gen. L-am folosit efectiv până mi s-a dus toată bateria și teoretic puterea scade pe MOSFET-uri pentru că scade după voltaj. N-am avut nicio problemă pe modul ăsta, uite, pe cutul chiar m-a deranjat. N-am avut o problemă pe modul ăsta pentru că am schimbat bateria atunci când am simțit că nu mai dă cum trebuie. Și exact când o schimbam era efectiv bateria moartă. Ceea ce mi-a plăcut la el a fost un plus, să zicem, comparativ cu alte moduri cu MOSFET, nu știu dacă e MOSFET-ul ăsta foarte diferit sau ceva, dar a funcționat bine, adică am trecut peste chestia aia că nu-mi place că nu-mi dă la fel aburul, nu l-am simțit, pentru că a scăzut foarte puțin treptat în timp și nu se simțea diferența efectiv de la un pav la altul, într-o perioadă mai lungă de timp, gen o zi. Bateria m-a ținut bine, asta mi-a plăcut, m-a ținut bateria bine și ce mai mi-a plăcut mult la el, faptul că e mititel și în același timp se simte solid în mână, adică e destul de ușor pentru un mod 18650 și îl băgam în buzunar lejer, nu mă deranja, asta mi-a plăcut maxim, pentru că nu mă deranja, na, fiind mic și am putut să-l iau după mine, am putut să-l car în pantalon chiar de in, care, știți, mă rog, nu știu dacă știți, dar ea se mai lărgesc, mai lăluie și nu arată fenomenal cu ceva în buzunar. Telefonul, dacă îl bag în buzunar la pantalon, e groaznic. Dar modul ăsta a fost chiar ok. Probleme la el dacă am avut. Bă, n-am avut probleme la el, să zic, adică nu m-a deranjat nimic. Poate un pic câteodată când nu strângeam capacul ăsta bine de la baterie, pentru că nu-mi plac capacele pe file de obicei, dar așa-s majoritatea. E ok capacul de aici, filetul merge bine. Mi-ar fi plăcut să fie filetul un pic mai scurt, ce-i drept. Uneori, dacă nu strângeam capacul bine, rămânea un pic ieșit în afară și când îl puneam pe masă se bălângânea foarte puțin. Asta am întâlnit eu ca problemă pentru mine, dar e user error la mine, că nu l-am înfiletat destul. Dacă ar fi să o luăm cu plusurile, MOSFET-ul mi se pare că funcționează foarte, foarte bine. Construcția, în opinia mea, e construit foarte mișto. Mi-ar plăcea totuși un mic minus sus aici la șuruburile astea, unde e șurubul negru din capăt. Mi-ar plăcea să fie un șurub până sus sau cumva să fie acoperit, pentru că dă senzația că e un șurub lips acolo. În rest, foarte ok. Pentru că, nu știu, e și foarte simplu, are un singur buton și o mufă și o de la baterie, adică easy. Filetele merg bine, mufa, ăsta e un minus, uite, o chestie. Într-adevăr, e un plus pentru că conductivitatea nu e afectată, teoretic are contactul mai bun, am experimentat și eu cu niște mufe pe arc și din astea reglabile și astea reglabile de obicei pierd mai puțin volți decât alea pe arc, din experiența mea cu ce mufe am lucrat eu. Dar mi-ar fi plăcut să fie o mufă de puturoși. Bine, ăsta nu e un mod pe care îl cumpăr puturoși, este un mod să-l cumperi, știi ce cumperi, știi? Zic doar că ar fi fost interesant să fie o mufă de aia. Dacă afectează performanța, nu vreau. E mai bine așa, e mai ok așa. Oricum să ajustați destul de repede și cum îl folosesc cu un atomizor în majoritatea timpului sau maxim două, n-am o problemă cu chestia asta. Cu lemnul place foarte mult, îmi place și chiar și marginea asta care te limitează la 22 de mm, ceea ce nu e o problemă absolut deloc pentru că îl văd ca un mod de metele și pentru metele și majoritatea sunt de 22 de mm. Dacă ai mai mic, nicio problemă, dar dacă ai mai mare, nu o să-ți intre aici atomizorul. Ar putea fi un minus dacă aveți atomizor de 22 și cumva în partea jos la aer au niște rizuri sau ceva de genul și să nu încapă pe lângă lemnul ăla. Acolo s-ar putea să fie o mică problemă. Dimensiune, ergonomie, performanță, super, super ok. Eu aștept să văd și o versiune regulată de la băieții ăștia. Pentru că chiar aș vrea să văd cum are și un mod regulat. Bineînțeles, făcut tot de CB Mods. Să văd cu ce este, ca design, cum se simte mâna și așa mai departe. Încă o chestie, butonul de fire. E foarte mișto făcut, o singură chestie am de zis la el. Uneori se va învârti butonul de aici, pentru că el e cumva, cred că a pus butonul aici, l-a făcut și pe urmă l-a șlefuit. Uneori o să se învârtă butonul și o să simți că are o mică denivelare, pentru că îți dai seama, nu mai e exact cum a fost finisat el și trebuie să pui degetul să-l învârți aici. Nu știu dacă poate fi rezolvat asta, dar am zis în caz că vă deranjează. Și pe lângă buton, unde e transparent, o să licărească albastru, nu știu dacă vă deranjează sau nu chestia asta. Mie mi s-a părut în regulă, nu e o lumină să zic că îmi place, la modul ăsta ar fi preferat alb oricând, pentru că modul e destul de elegant și albastrul ăla e un pic din eleganță, ar fi fost interesant să fie lumină albă, dar așa vine cei cu bănesc.
Overall, dacă îmi place și merită banii, bă, consider că da. Bă, modul ăsta n-am dat bani, dar știți că mai cumpăram moduri în prețul ăsta. Ăsta e chiar sub modurile pe care le-am cumpărat eu ca preț și de asta zic că chiar merită. Nu cred că o să găsiți pe piață ceva mai ieftin de atât. E cam imposibil. E făcut și în România, deci dacă vreți să-l luați, vă recomand cu toată inima, pentru că în primul rând susțineți un mod român care, din câte vedeți, chiar își dă silința să scoată moduri bune, care funcționează bine și arată și foarte bine, sunt construite bine, deci merită. De dacă vreți sau aveți în plan să vă cumpărați un mod care e neregulat cu MOSFET sau chiar și regulat, dar să fie micuț, elegant, vă recomand să vă uitați peste Pogany, mie mi se pare foarte mișto construit. Și bineînțeles că primește și câteva puncte în plus și sunt puțin biased pentru că e făcut în România și mie îmi pasă de lucrul ăsta, așa că thumbs up, bravo, e un mod reușit, mie așa mi se pare, eu așa îl văd, chiar e frumos. E super frumos și funcționează și bine. Bă, și cam asta e cu Pogany de la CB Mods, primit de la Citizen Vape. Aveți linkul în descriere pentru el dacă vreți să vă uitați la el și să-l comandați sau să vă uitați la specificații, cine știe. Și cam asta e tot cu modul și cu recenzia asta. Sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut recenzia asta, dă un like. Dacă nu ți-a plăcut, lasă un comentariu și spune de ce. Dă un subscribe dacă vrei să afli despre vaping și apasă și pe butonul de notificare de lângă butonul subscribe dacă vrei să primi notificare atunci când e un video nou. Aici a fost Mala de la Vape România, până data viitoare.